Cea din tâi unită, Basarabia. Colegul nostru Mihai vă prezintă cuvintele basarabianului Ioan Pelivan, care încă în 1911 declara: Românism înseamnă luptă, nu văd altă cale care să ducă la biruință, decât numai prin luptă dârză de redeșteptarea conștiințelor și cultivarea forțelor. Deocamdată nu trebuie să se preocupe decât unitatea neamului. Aceasta este ținta de milenii și credința unui popor. La ea trebuie să ajungem. Numai atunci neamul românesc unit va fi în stare să înlăture relele sociale care îl rod și să-și formeze rostul de viață nouă. Viitorul nației românești să fie plămădit de conștiința românească. Colegul nostru Valentin vă prezintă intervenția basarabianului Teofil Ioncu la Congresul Popoarelor din Rusia, ținut la Kiev între 8 și 14 septembrie 1917. Salut Congresul Națiunilor în numele românilor din Basarabia! Mulți ați auzit de moldovenii, dar puțini cred, știu că națiune moldovenească nu există. Numele Moldova-Moldovenii este numai teritorial și nu național, iar dacă noi numim moldovenești comitetele și organizațiile noastre, o facem aceasta numai din punct de vedere tactic, fiindcă cuvântul român sună prea aspru în urechile vrăjmașilor noștri. România are interese tot așa de mari în Transilvania ca și în Basarabia. Colegul nostru Nicolae ne redă ceea ce preotul basarabian Alexei Matevici, autorul poeziei Limba noastră e o comoară, actual imn al Republicii Moldova, spunea răspicat la Chișinău, la primul congres al învățătorilor moldoveni din 25-28 mai 1917. N-avem două limbi și două literaturi, ci numai una, aceeași cu cea de peste Prut. Aceasta să se știe din capul locului, ca să nu mai vorbim degeaba. Noi trebuie să ajungem numai decât la limba românească. Lucrul drept poate înflori numai dacă se întemeiază pe idei drepte. Trebuie să știm că suntem români, strănepoți de-ai romanilor. Aceasta trebuie să le-o spunem și copiilor și tuturor celor neluminați. Să-i luminăm pe toți cu lumina dreaptă. Congresul Militarilor Moldoveni din 20-27 octombrie 1917 de la Chișinău consemna că moldovenii de peste Nistru vor primi 10 locuri în sfatul țării și cerea drepturi naționale pentru aceștia. Și în ziua de astăzi mult pătimesc acești români din Transnistria. Iată cuvântarea țăranului transnistrian Toma Jalbă la Congresul Militarilor Moldoveni din Chișinău în interpretarea colegului Patrick. Dar eu acum vă întreb pe domniile voastre, fraților, frații mei și neamurile mele, că noi suntem moldoveni dintr-un sânge. Cui ne lăsați pe noi? De ce suntem rupți din coasta Moldovei și trăim pe marul celălalt al Nistrului? Noi rămânem ca șoareci în gura motanului? Frații noștri, nu ne lăsați, nu ne lepădați și nu ne uitați. Și dacă ne veți uita, noi malul Nistrului îl vom săpa și vom îndrepta apa dincolo de pământul nostru. Nu vă vom lăsa! Nu vă vom lăsa! Nu vă vom lăsa! Primul congres al moldovenilor din stânga Nistrului s-a ținut la Tiraspol în 17-18 decembrie 1917. La congres, tricolorul a fost arborat de profesorul Gheorghe Mare pe clădirea din Tiraspol, unde se desfășura și a fost prezidat de Ștefan Bulat, tânăr învățător transnistrian. Colegul nostru Marian vă prezintă câteva din cele spuse atunci de Ștefan Bulat. Fraților moldoveni, văd că s-a înfierbântat în vinele dumneavoastră sângele cel frățesc. Noi, moldovenii din părțile acestea, am stat până acum ca într-o pădure întunecoasă. Toți s-au grăbit, fraților, să ia ceea ce le trebuia. Numai noi am stat pe loc. Mă durea inima că nu-i auzeam și pe frații mei din ținutul Hersonului și al Podoliei.
Unde sunt ei? Unde sunt ei acum când s-a copt pâinea pe deal și când se cosesc snopii? Școală, biserică, judecăți, oaste, pământ și politică. Noi dorim ca toate acestea de aici încolo să fie moldovenești pentru noi și nu rusești. Învățătoarea basarabeancă Elena Listar, originară din județul Ismail, a devenit prima româncă din istorie membra a unui parlament. Sfatul țării. Din 1909 a militat pentru unirea Basarabiei cu România, fiind și închisă pentru aceasta. În prima ședință a Sfatului țării din Chișinău, din 21 noiembrie 1917, când corul a intonat cântecul Deșteaptă-te române, Elena Listar a pus o șarfă tricoloră președintelui Sfatului țării, Ion Niculeț. Colega noastră, Gabriela, va prezenta apelul Acum ori niciodată din 11 februarie 1918 al Elenei Alistar. Noi trebuie să ne unim. Orice moldovean trebuie să înțeleagă aceasta și să aducă orice jertfă pentru a înfăpti unirea. Fiecare moldovean trebuie să dorească acum unirea cu România și astfel să formăm cu toți o Românie nouă. Dacă nu ne-am unit acum cu frații noștri, apoi nu se știe de va mai veni în viitor timp atât de potrivit și în veci vom fi blestemați de urmașii noștri care, cetind istoria, vor vedea că am putut făptui actul de unire și nu l-am făptuit. Eu mă tem de acest blestem și strig în gura mare. Să ne unim! Ion Buzdugan, secretar al Sfatului Țării din Basarabia, a redactat Actul Unirii Basarabiei cu România. În 27 martie 1918 a dat citire declarației prin care se propunea unirea, cu mâna dreaptă pe Biblia Șerban Cantacuzino, interpretează colegul nostru Paul. Republica Democratică Moldovenească Basarabia, în hotarele dintre Prut, Nistru, Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, ruptă de Rusia acum 100 și mai bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric și dreptului de neam, pe baza principiului că noroadele singure să-și hotărească soarta lor, de azi înainte și pentru totdeauna se unește cu mama sa, România. Trăiască unirea Basarabiei cu România la pururea și totdeauna! Trăiască România! Trăiască regele Ferdinand! Trăiască regina Maria! Colegul nostru Raul le prezintă telegrama lui Ion Niculeț, președintele Sfatului Țării din Basarabia, adresată regelui Ferdinand I. În numele Sfatului Țării, care reprezintă poporul românesc din Basarabia dezrobit de jugul secular, aduc majestății voastre expresiunea credinței neclintite a întregului popor românesc din România răsăritiană, care în unire cu țara mumă vede ghezășia dezvoltării sale libere, calea neîmpiedicată spre cultura națională și dreptatea socială. Al majestății voastre prea plecat servitor, Ioan Niculeț, președintele Sfatului Țării din Basarabia. Basarabianul Pantelimon Halipa a colaborat la revista Basarabia, prima publicație română din Basarabia, în paginile căreia a tipărit în 1906 Deșteaptă-te române. A devenit vicepreședinte al Sfatului Țării și apoi președintele acestuia. Colegul nostru, Bogdan, vă prezintă cele scrise de Pan Halipa, niște memorii curajoase din 1967 și 1977, cu 2 ani înainte să moară, către chiar Nicolae Ceaușescu. Noi, românii basarabeni, ne punem toată nădejdea că în sfârșit românii din Moldova de răsărit se vor uni cu fraților de dincoace de Prut. Nu avem dreptul să ne resemnăm, nici să tăcem când este vorba de sângele fraților noștri. Nu putem face astfel de tranzacții cu nimeni. Nu putem să trecem sub tăcerea adevăruri vitale pentru existența neamului și țării noastre. Complotul tăcerii se va întoarce într-o zi împotriva noastră.
Ilie Lazar a fost românul maramureșan care a pus steagul tricolor pe acoperișul primăriei din Cernăuți. Comandantul unei unități militare austro-ungare formată din români bănățeni care a trebuit să mențină ordinea în Transnistria a fost cel mai tânăr delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, cel care a condus trupele care au eliberat Sighetul, capitala Maramureșului istoric. A fost devotat chiar și în închisorile comuniste lui Ion Maniu și lui Ion Mihalache. Colegul nostru Ovidiu vă va prezenta câteva mărturisiri scrise de Ilie Lazar. Am dezertat din armata austro-ungară cu întreaga mea companie din 180 de români ca să ne alăturăm armatei române. În piața Cernăuților, Sextil Pușcariu îmi spune că orașul este ocupat de vreo 700 galițieni. Mi-a spus că toți românii erau ascunși prin pivnițe. A doua zi, unitatea mea era singura forță armată în întreg orașul. Într-o mașină ne-am urcat vreo 5 tineri, eu cu un steag tricolor în mână. L-am somat pe generalul Fischer ca să predea jandarmeria locotenentului român Dan. La poliție am instalat pe un domn Tarangul, iar la tribunal ca președinte pe un domn Ion Habon. După aceste acțiuni rapide, eu și un tânăr arădean cu numele Nicoară ne-am urcat pe acoperișul primăriei și am înfipt primul steag tricolor după 144 de ani. Ca primar am instalat pe un domn profesor preot Sandru. Întreaga populație românească a orașului care era în fața primăriei aplaudau și cântau cântece patriotice. Bucovinarul Ion Istor a redactat actul Unirii Bucovinei cu România și l-a citit în cadrul Congresului General al Bucovinei din 28 noiembrie 1918 în sala de marmură din Cernăuți a reședinței Metropoliei Ortodoxe Române. În rolul Ion Istor este colegul Denis. După sforțări și jertfe uriașe din partea României și a puternicilor și nobilor ei aliați, s-au întrunat în nume principiile de drept și umanitate pentru toate neamurile. Și când, în urma loviturii zdrobitoare, monarhia austro-ungară s-a zguduit din temeliile ei și s-a prăbușit și toate neamurile încătușate în cuprinsul ei și-a câștigat dreptul la libera hotărâre de sine. Cel din tâi gând al Bucovinei dezdrobite se îndreaptă către regatul României, de care întotdeauna am legat nădejde de zdrobirii noastre. De aceea, noi, Congresul General al Bucovinei, întrupând suprema putere a țării și fiind vestit singur cu puterea legiuitoare, în numele suveranității naționale, hotărâm unirea necondiționată și pentru vecie a Bucovinei în vechile hotare, până la Cerimuș, Colacin și Nistru cu regatul României. Iancu Flândon a fost președinte al Congresului General al Bucovinei întrunit la 15-28 noiembrie 1918 la Cernăuți, congres care a votat unirea cu România. Colegul Ion ne prezintă telegrama trimisă de Iancu Flândon regelui Ferdinand. Congresul General al Bucovinei, care întrupează suprema putere a țării în numele suveranității naționale, a votat astăzi în unanimitate unirea necondiționată și pentru vecia Bucovinei. În hotarele ei istorice cu regatul României, mulțumim proniei cerești că după o lungă și dureroasă așteptare ne-a învrednicit de a vedea ispășită nelegiuirea ce s-a săvârșit acum 144 de ani față de țara noastră și mândri că avem fericirea de a aclama pe maestatea voastră domn liberator și purtător de grijă al nostru. Rugăm să ne primiți sub sceptrul ocrotitor al maestății voastre și renodând firul rupt cu sălnicie înainte de un viac și jumătate, să renoi strălucerea coroanei lui Ștefan. Maestate, să trăiți mult și fericiți ani! Președintele Congresului General al Bucovinei, Iancu Flondor. În casa din Arad al lui Ștefan Ciciopop a fost sediul Consiliului Național Român Central, care convocase și pregătise Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Colegul Dominic vă prezintă câteva cuvinte din discursul lui Ștefan Ciciopop
președintele Marului Span Național Român și al Consiliului Național Român Central, discurs rostit în deschiderea adunării naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Onorată adunare generală națională, Marele Sfat Național, în ședința din 7-20 noiembrie, a hotărât să convoace adunarea națională a națiunii române din Ardeal, Banat și Țara Ungurească. Locul cel mai potrivit pentru această adunare este Alba Iulia, această mecă a românismului, unde zac moșele celor mai mari martiri ai noștri, Horia, Cloșca și Crișan, loc sfânt pentru întreaga suflare românească. Fraților, acestea sunt momente înălțătoare, istorice și cine ar putea găsi cuvintele care să zugrăvească tablourile ce le vedem și interpreta sentimentele ce le avem. Arădeanul Vasile Goldiș a scris rezoluția Marii Adunări Naționale. Tot el a avut ideea a adunării naționale de la Alba Iulia și tot el a citit acolo acest cel mai important act al Unirii. În 14 decembrie 1918, Vasile Goldiș a prezentat regelui Ferdinand actul Unirii Transilvaniei cu România. A fost așteptat în gara de nord de rege și guvern. Colegul nostru Andrei vă va prezenta două fraze din declarație și din mesajul lui Vasile Goldiș către rege. Națiunile trebuie liberate. Între aceste națiuni se află și națiunea română din Ungaria, Banat și Transilvania. Dreptul națiunii române de a fi liberă îl recunoaște lumea întreagă. Îl recunosc acum și dușmanii noștri și trefeacuri. Dar odată scăpată din robie, ea aleargă în brațele dulce sale mame. Nimic mai firesc în lumea aceasta. Libertatea acestei națiuni înseamnă unirea cu țara românească. După drept și treptate, românii din Ungaria și Transilvania, dinpreună cu toate teritoriile locuite de dânsii, trebuie să fie uniți cu regatul român. Majestate, românii din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor legală, Alba Iulia, în ziua de 1 decembrie 1918, au decretat unirea lor și a acestor teritorii cu regatul român. Prin această unire, după aceea Basarabiei, apoi a Bucovinei, s-a împlinit visul de 1000 de ani al neamului românesc, unirea într-un singur stat a tuturor românilor. Colegul Noris va prezenta o frază din răspunsul regelui Ferdinand către Vasile Goldiș. Ne-ați adus nu numai dorul împlinit al câtorva milioane de suflete, ne-ați adus inimile lor și în primirea plină de dragoste frățească ce ați găsit-o la noi, ați putut simți pulsul țării mume ce bate în același ritm cu al vostru. După Basarabia și Bucovina, mai lipsea o piatră dintre cele mai scumpe, Ardealul, cu ținuturile din Ungaria locuite de români. Azi ne-ați adus și această ultimă piatră a clădirii ce încoronează marea operă de unire. Putem privi cu încredere în viitor, căci temeliile sunt puternice. Colega Beatriz vă va prezenta câteva din cuvintele reginei Maria. Te binecuvântez, iubită Românie, țara bucuriilor și durerilor mele, frumoasă țară, care ai trăit în inima mea și ale cărei cărări le-am cunoscut toate, frumoasă țară pe care am văzut-o întregită, a cărei soartă mi-a fost îngăduit să o văd împlinită. Fii tu veșnic îmbelșugată, fii tu mare și plină de cinse, să stai veșnic falnică printre națiuni, să fii cinstită, iubită și pricepută. Colegul Rareș vă va prezenta ce a declarat prim-ministrul Ion Ice Brătianu lui Vasile Goldiș cu acea ocazie. Vă așteptăm de 1000 de ani și ați venit ca să nu ne mai despărțim niciodată. Sunt în viața unui neam clipe de fericire atât de mari încât ele răscumpără veacuri întregi de suferință. Fraților, fiți bineveniți! Vă facem această onoare atât noi cât și toți românii de pretutindeni. Această unire o strigă toți morții noștri, dar și cei din câmpiile Turdei, și cei din Apuseni, dar și cei din Carpați și de la Siret.
Vasile Stroiescu a fost boier basarabian, specialist în drept, cel mai mare filantrop român. În 1899, rușii resping oferta sa de a ceda toată averea pentru școli, biserici în limba română în Basarabia. După 1902, trecând în România, a donat milioane și milioane de ruble și apoi milioane și milioane de lei pentru școli în Suceava, Dorohoi și Neamț. Și pentru catedrala Mântuirii Neamul din București. După 1906 a donat multe milioane de coroane sau florin pentru școli, biserici, spitale, burse, biblioteci și pentru țărani nevoiași din Ardeal, Banat, Crișana și Maramureș. A finanțat primul ziar de luptă național de la Chișinău, Cuvânt Moldovenesc, era membru al Ligii pentru Eliberarea Românilor din Timok și Macedonia, avea o modestie ieșită din comun, refuza mulțumirile publice și nu accepta ca numele său să fie dat unor edificii pe care le-a finanțat. Vasile Stroiescu a prezidat primul parlament al tuturor românilor în 20 noiembrie 1919. Colegul Ciprian prezintă câteva replici din discursul lui Vasile Stroiescu. În viața noastră, în lucrările noastre, trebuie să avem inimă, gânduri și mâini curate. În incinta acestui lăcaș, parlament, trebuie să intrăm ca în biserică în fața Sfintei Cuminecături. Toate patimile, gândurile egoiste, urile, să le lăsăm la pragul intrării și să intrăm cu gândul numai la binele și propășirea neamului românesc și țării noastre. Carte și iar carte, școli și iar școli, biserici și iar biserici. Prin ele ne vom ridica sufletul și vom fi stăpâni pe cunoștințe. Eu sunt cu totul la dispozițiunea țării mele, cu minte când mi-a dat Dumnezeu, cu toată inima și cu toată averea mea. Eu țin la folosul națiunii, nu la fala mea. Soarta poporului român din Basarabia se află în mâinile noastre. Să voim și vom face totul. În manualul de istorie de clasa a patra nu există niciun rând despre unirea Basarabiei și Bucovinei cu România. Am învățat despre acestea doar din această scenetă scrisă de învățătorul nostru Viorel Dolha. Împreună cu Regina Maria vă prezentăm o declarație a elevilor clasei a patra C a Colegiului Național Vasile Goldiș Arad. Declarație în care noi semnăm pentru unirea Republicii Moldova cu România și pentru drepturile românilor din Ucraina, Serbia de Răsărit, Bulgaria și Balcani. Încheiem cu un demn la unire, muzica și versurile aparțin directorului Liceului Prometeu din Chișinău, domnul Aurelian Silvestru. E trist să ai doi și... E trist să ai o țară dezbinată, e trist să fii în casa ta străin și fratele să stea rănit la poartă ca un Hristos căzut între păgâni. Nu, nu mai suportăm jugul ce ni-l pun, ce de neam. Hai să ne ridicăm
dată.